tratament spiritual. A sosit și vremea aceea când și sufletul să-și ceară dreptul la un tratament și să scape de povară. Sufletul e mai sensibil ca și trupul omenesc. Marea vieții foarte dură cu a omului natură. Unii sunt luați de val, alții chefuiesc pe mal, alții tremură de frică, alții nu știu ce să zică, căci credința lor primică. Totuși mai avem speranță. Lupta nu s-a terminat. Salvatorul ne așteaptă, dar pe țărmul celălalt. Da, dar boala e amploare. Ciuma s-a deslănțuit. Lunetiștii lui Satana armele și-au pregătit. Bătălia cea din urmă înspre suflet se îndreaptă. Fraților, privirea în sus, sus în cer avem un tată. El, celor de pe mal și celor luați de val, le oferă gratuit tratament spiritual. Căci sunt multe idealuri și convingeri și păreri. Unii merg spre un nu știu unde, alții merg spre un nicăieri. Mulți și-au îndreptat privirea spre valorile firești, spre acelea ce slumești. Și pentru a gusta din toate ei vor multă libertate și un belșug de sănătate. Și apoi nu-i de ajuns atâta. Ei mai vor și veselie, ranguri mari și avuție și apoi fug de veșnicie. Dar acestea când le ai, crezi că ai ajuns în rai? Traiul bun, mese bogate, împuiparea cu de toate, goana după mari palate, nu e chiar realizare, ci mai mult o demolare. Nu a omului firesc ceea ce lui duhovnicesc. Traiul bun dezvoltă firea, sentimentul cel firesc, cei pământ, cei omenesc. Și când firea ia amploare, e pericol, căci e în stare ca vulcanul să erupă, iar la suflet să-i aducă încă o cruce pe grumaz, încă o lacrimă în obraz, încă o mare nedreptate care să-i aducă moarte. Frații mei din privegie, călătorii spre veșnicie, și-ați băut din apa vie. Nu coniți spre traiul care ați golește omenirea, căci dezvoltă numai firea. Și când firea ia amploare, ea distruge și-i valoare. Ea distruge umilința, neglijează pocăința și aduce necredința. Să nu credeți că cel veșnic, când a luat trup de om, n-ar fi fost și el în stare să trăiască ca un domn. Domn din ăsta pământesc, ca și cei care gonesc spre un trai îmbelșugat, el ce totul a creat. El putea să aibă totul, chiar mai mult decât Cezarii, mai mult
ca miliardarii. Dar priviți modestia. El preferă sărăcia. Sărăcia cea firească, ca să-i poată da valoare la acea duhovnicească. Frații mei, modelul lui trebuiește practicat. Căci el totul a lăsat ca exemplu de urmat. El cunoaște strategia, căci e un mare luptător. Nu oricum, trecând prin viață, poți ieși biruitor. Dacă vrei să fii puternic, tare ca un lemn de soc, dă-i la fire tot ce-i place. Pregătește-o pentru foc. Dar de vrei ca sufletelul să aibă preț și demnitate și să fie cu Iisus și aici și în eternitate, hai să stabilim acum cui vrem ca să-i slujim. Și începând din clipa asta, noi să ne repocăim. Căci în pas cu Duhul Lumii, asta nu e pocăință. Asta e un fel de joacă. E un amestec, e o cloacă care rând pe rând ne îngropă. Cei ce sunt ai lui Iisus caută ca lui să-i placă. Voia lui vor să-i o facă. În ei nu e Duhul Lumii, ci e Duhul lui Iisus, Duhul cel venit de sus, Duhul care ne unește, ne inspiră, ne înfrățește, ne dă viață, ne sfințește. Frații mei, credința noastră nu e o joacă, nu e o glumă, ea-i puterea ce ne adună, ea-i valoare, har ceresc, darul sfânt dumnezeiesc pus în chipul omenesc. Hai să-i plătim valoarea și să nu mai cochetăm și cu duhurile lumii, căci pe noi ne demolăm. Eu închei mesajul acesta, însă nu retras la mal. Și vă îndemn mai des să facem tratament spiritual. Ca în vremea ce o trăim, harul sfânt, harul divin să ne umple pe deplin pentru slava lui. Amin. Amin.